pașnică. Știm cu toții, în România s-au făcut strategii de toate felurile, dar multe au rămas pe hârtie în diverse sertare, de obicei guvernamentale. Însă aici mă refer la mai mult decât o listă de măsuri economice. Aici mă refer la măsuri care pot contura sau nu, depinde cum o abordăm, o strategie. Mă refer la un model de dezvoltare la care România acum este obligată să se gândească.